Adică cred că ți s-a făcut frig. Ha? Nu ți s-a făcut frig? Ba da. Hai. Vrei să te... Nu m-ai privit cu ochii tăi atât de mult. Eu stau așa până să văd ce faci. Începură gâștele aia. Aici sunt înalt. Încă e aici. E bine, încă. Cum? Filmăm tăcerea? Filmăm tot. Eu acum, ca să te acomodez, că așa o să fie toate zilele. Să fiu cu camera după tine. Nu știi când merge, când nu merge, acum poate e oprită, poate e pornită. Nu, parcă aia era altfel, era mai mare, mai mică, da. Mai mică. Păi și asta ar trebui să aibă sprijin pe umăr, asta. Da, mă, n-are. Îmi dai să văd și eu cât e de grea. E o sară rău de tot. Ha? Da, uite. Munca. Ține de aici. Aha. Bă, păi erau de-alea de băgai ochiul, nu? Acum te uiți în ecran. Dar filmează-mă pe mine, nu bălării. Păi la tine, dar eu... Eu nu cred că mă vezi acum. Trebuie să mai panoramezi. Bă, nu, că te văd. Păi fă la stânga, ca să mă vezi în mijloc. Păi ne-ai zis că e la o treime de colo, de colo? Hai, uite, știi regulile. Opa! Pauză. Acum poți să vorbești. Bine, și după aia. Vorbim despre un film documentar pe care îl realizează un tânăr despre viața bunelului său. Bunelul său care s-a născut într-o localitate de aici, din Republica Moldova, dar la un moment dat, atunci când era copil, s-a mutat în România și iată că după 77 de ani, nepotul îl ajută pe tataie, așa cum am auzit eu că îi spune, să revină acasă și să-și descopere rădăcinile. Tata era încă militar, cu trei copii și cu ce bocceluțe putea să fie ajuns mama cu mine în brațe și cu sora de mână, a trebuit să ne dea spre înfiere la alte familii din România. Noi am fost dați în înfiere în trei localități limitrofe, una lângă alta. Eu am fost înfiat de un cetățean căruia i-a murit fiul în război în 44. Și nu mai avea alți copii și auzind că undeva Balș, la gara Balș, este o localitate din Oltenia, este un basarabean care dă copiii spre înfiere pentru că nu are alte posibilități. Și m-a înfiat pe mine ca înlocuitor pentru băiatul lui mort în armă. Tatăl meu adoptiv a avut nevoie de certificat de naștere al meu. Ce documente vor fi avut când s-a întocmit actul de înfiere, eu nu știu. Ce certificat, că de obicei când se face o înfiere de felul cum au făcut-o ei, se concretizează printr-o anotare acestei înfieri, care se face prin lege, prin... că a fost înfiat, adoptat și ce nume va purta. De la părinții naturali se adaugă și numele părinților adoptivi. Adică Victor Țeșcanu, Liniuță Ștroie. Cam așa a fost înfierea mea. De ce nu pe dreapta pe acolo?
Top aici, tata. Dar modalitatea de a pleca atunci, în acest refugiu și în această plecare de acasă, în altă parte, a fost fie că ai plecat pe propria ta răspundere, bă, fug în cotul, la neamul, așa, sau ai plecat, poate chiar fără să fi dorit neapărat, dar ai fost obligat prin ordin de evacuare. Asta e diferența. Știau sigur unde vor fi cazați tocmai în Oltenia, să zic. De ce tocmai în Oltenia? Bă, care și unde, că așa nu puteau. Au fost mulți refugiați și nu-i masa pe toți. Eu știu, hai cu ei într-un oraș sau într-un sat. Nu știu cu ce să încep, dar e o viață de om. Lung, mult și greu. Spuneam că am fost născut în satul Mărculești. Tatăl meu, pe care l-am cunoscut, tatăl natural, pentru că am mai mulți părinți, am și tata adoptiv în România, după un timp cu războiul. Poate avem timp să vorbim, dacă timpul ăsta vă permite. A fost funcționar la primăria din Mărculești. De aici. Cu el, despre el nu știu prea multe lucruri. Se numea Țeșcanu. Dar undeva are o semnătură cu un final de... Și știu de la dumnealui că era polonez. Tata lui era polonez. Și mama rusoaică. Presupun, eu m-am născut, ar trebui certificatul meu de naștere să fie întocmit aici. Aici m-am născut. Da. Cum a luat în arhiva primării, la câtă vreme le dați mai departe? Nu le aveți din 43? Actele de stare civilă nu se păstrează în primării. Noi le întocmim. Nici o perioadă scurtă? Deloc. Noi le întocmim și le ducem la raion. Ce face și deja raionul are... Deci la Florești aș putea să găsesc? Da. E jurat. Mă tare poți vii până la primărie. Am o divergență. Tăticul Matale? Cam câți ani are tăticul Matale? Tăticul meu a murit. Am înțeles, da? Mama a murit. Cât? Cam câți ani ar fi? 34. Cât? De 34. În 34? Anul naștere, anul naștere. Ai văzut? 34. Deci era mai mare ca mine. Eu născut în 43. De ce n-a trăit tăticul? Cât avea acum, așa fost dat că ne-ar fi putut așa povesti. Cum de Dumnezeu, da, așa spun. Absolut. Dar eu nu pot să mor, pentru că sufletul se duce pe unde ai fost. Da. Și n-ar fi știut sufletul meu pe unde să ajungă. Și a trebuit întâi să ajung eu, ca după aia să vină și sufletul. Na. Aș fi vrut să aflu despre această locul, pentru că tatăl meu, funcționar, și cu mama au trăit în două încăperi, să le zicem, nu spun apartamente, puse la dispoziție de primărie. Aici? Aici. Aici, adică... Și am rămasă după la, așa, o fotografie, vedeți, fără ochelari. Nu. Asta. De n-am să cunosc pe nimeni. Păi nu să-i cunoașteți. Dacă, eu știu, locul așa cum ar fi primărie, eu știu, construcția ceva, să mă ducă spre. Vă scuzați, mă, clădirea asta nu a fost în grădinița Xadicu de la Posiolac. Eu nu știu stâlchii ăștia, că mă uit. Că... La lungă nu a fost așa primărie, nu a fost așa vechi. Mă dați că eu nu eram atunci. Așa-și zăviește, ce erau. Eu știu că-ți cazuri, dar pui amuia ca miliția, amuia.
cu ceasca, cu clănuise. Unde a fost grădinița așa veche. Da, da. Apoi ia castelul ăștia din față, nu sunt de la... Seamănă, da. Așa? Ea neașa îmi pare. Cam seamănă. Eu nu știu că nu a fost primărie la, la Mărculești, orășel, că eu... Dar noi am avut primărie, că satele mic. Așa. Da, nu eu sunt că timpul și cu Barnești, da, a fost cu Lungă. Lungă. Da, eu de asta țin minte. Da, da, și până la orășelul Mărculești, da, a fost la ultima fix. Dată când s-a format la noi primărie, a trecut de la orășelul Mărculești. Și nu a fost aici în școală, cred. Da. Tot e întâmplare. N-ai nică posibilitate de schimbare. Poate merg unde vrea cine. Întâmplare. Un necesar, o necesitate să fiu în Moldova. Dar era pentru mine o necesitate. N-am fost o întâmplare, pentru că întâmplarea a fost să nu fiu Basarabel, ci să fiu un Basarabel. Deci, era necesar. Se poate? Certificatul meu de naștere. Nu vorbea cu rezoluție, cu anulat peste el, așa, ca un document pentru familie. Mai bun. Îl aveți ori îl doriți? Îl doresc, pentru că eu nu am acest certificat, vorbea de naștere, de unde m-am născut. Certificatul de naștere e la centrul multifuncțional. Centrul multifuncțional. Am adunat tot. I-a adunat tot. Și din 43, că de obicei... Au, da, îi iau. Doamna a lucrat acolo. Doamna a lucrat acolo și la... În 1919 îi au registrele bisericești. Dacă era Țeșcanu, după... Da, Țeșcanu, Iulia. Tata? Țeșcanu, Pavel. Ei au plecat în 1943, au plecat. 1944. Eu am găsit două acte. Am găsit actul din nașterea mamei dumneavoastră, da, care este din 1920, exact cum spuneți dumneavoastră, și este de la Pragila. Da. Și am găsit actul din nașterea a surorii dumneavoastră, da, care este născută în 40, cum spunea, 41, cum spuneați și dumneavoastră, și este din părinții Iulia și Pavel Teșcovski. Da. Înțelegeți ce, da, ce coincide? Presupun că dumneavoastră fiind din anul 1943, cărțile bisericești nu s-au păstrat. Din acest motiv, eu nu pot să văd aici actul dumneavoastră de naștere. Dumneavoastră cunoașteți doar despre doi frați, despre un singur frate Cole. Da, da, da. Eu găsesc în Pono Ion. Nicolae este născut în 1918, imediat, da, după căsătoria lor din 1917. Da. Deci rezultă că e primul copil. Da. Înțelegeți? Da, da. După care se naște mama dumneavoastră în 20. Da. Și se mai naște încă un băiat, Ion, da, în 25. Da. Da, și Nicolae era. Da. Mai era și Nicolae. Uleu. A fost și Nicolae, din 1918. Mai mare decât mama dumneavoastră. Da. Fratele Nicolae din 1918 și fratele cel mai mic, din 25. Numele de origine a bunicii dumneavoastră este Stan. Stan. Stan? Numele de fată. A, Stan. Da. S-a căsătorit în 1917 la Pragila. Și de ce zice Sofia? Cu nu de bunica vorbi? Numele de familie înainte de căsătorie. Ah, gata, 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 am înțeles. Sofia o chema, nu? Da, 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 Stan Sofia, de numele de fată. Da. Oleu. Ți-e frică de ce o să găsești? A? Ți-e frică de ce o să găsești? Nu! Dar să nu mă oprice să-mi schimb numele în Țeșcovski. Așa spune legea. Da. Legea spune limpede că dacă oricât de multă vreme ai purtat un nume care nu ți se cuvine,
revii la, la numele dinainte. Asta e. Acum cu care să mă dau? Cu adoptivul sau cu... Alegi. Păi până la urmă mă întorc, că în final s-a numit Ion. Cum vrei? Ion, Dan, Stroie Dan sau Țeșcanu Dan? Țeșcoschi Dan. Încă mai frumos să trăiam. Țeșcoschi? Nu, 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 facem demersuri. Mamă! Sunt din România, născut la Mărculești. La Mărculești născut? Da, în 43. Și bunicii mei, mama era din Prajila, și bunicii, normal, tot din Prajila. Aha. Am cercetat pe la arhive să-mi cunosc rădăcinile. Sunt aproape 80 de ani de când mama a plecat în refugiu în România. Da, da, da. Dacă vreți, plecați și acolo unde e casa dumneavoastră, să vă uitați. Păi aș vrea eu, dar nu știu. Da, este. Informația vă dăm. Ce? Vă dăm informația. Oricum, vă scoatem și oficial documentele care... Da. Și vă dăm. Poftim. Păi v-ați informat și știți că este posibil sau că deja se știe? Da, avem informația. Îmi vine să vă sărut ca pe copilul meu. Mm. Mergem pe tata. Nu știu, bă, unde ne împușcă ăsta comunistul. Vezi ce se pune de lumină? Opa, ușor, ușor, ușor. Hop, încet, încet. Urele, fraților. Mă înspăimântă, bă. Sta mai bine țiganul meu. Nu. Ia. Bă, este inc. Bă, bă. Mă ia pe partea, ne arată din grădină. A, locul, bă, loc. De, unde a fost casa. Strage de la noi din, din sat, e ca domnul. Eu sunt născut la Mărculești, din mama care a fost născută și cu bunicii mei din Prajila. Dimineț, Dumitru și Sofia. Sofie, că ei și ei trăi. În Mărculești, în zona noastră, numai 9 luni. De 9 luni eram când mama a plecat în refugiu. Sora mea s-a născut în Prajila. Da. Aici cine a venit? Dedea Colea Dimineț și cu Vera. Și fratele mamei. Fratele... Colea a fost fratele mamei. Colea a fost fratele mamei, după cum ne-au spus de la arhivă. Și Colea era căsătorit cu Vera, cum ziceți da, dumneavoastră. Da, așa, cu Vera. Nu mă interesează problemele de moșteniri, de alea, vai de capul meu, dau semnătură dinainte, că nu asta mă duce aici. Din casele care sunt acilama tale, a fost, se păstrează casa, zidurile, da, unde a trăit bunica. Care păi, este? De... Asta era de mult, da, cred că... Da. Că deci, da. Aici a trăit... Da, slantă, da, din stânga, pe asta era aici construit. A trăit da. Și a murit, da. Au murit da. Bunicii. Asta da, vreau să erau rămână... Erau amândoi tare buni la suflet. Da. Și apoi el de-aia s-a mutat la Calea Ferată, dar era acasă. Da. Dar îi plășie stăsă la state. Da, și cum nu știu că îmi place mie să sap la cazma. Dimineața nu încep, decât dacă întorc câteva... Braz de așa,
mă relaxează. Nu doar să înțeleg, nu din alte motive, cum ai ajuns matale în această casă. Ca rudă, eu știu, din unul. Eu sunt femeie la bărbatul ăsta care a rămas în casă. Bărbatul meu a rămas în casă. În casă? A cătat de acolo. El a cătat de dâns. 81 am murit. Cam așa. Eu, da, 78 da. De undeva, da, eu țin, da, chiar da. Am stai cu eu. De-abia o țin minte pe tanti Vera și pe... Așa, și Vera este... Este soția lui Nicolae. Lui Nicolae. O știți, mami, o știi pe doamna Filuță? Mămuca Filuță. Ia că de-am împășem noi, că noi am locuit aici, deci noi la noi suntem a patra generație care sunt... Nu sunteți fratele Iulie de Culea. Da. Sămânați foarte bine. Sunt băiatul, ca lui Iulia. Care Iulia? Iulia, frate cu Colea. Aha, care nepotul, a plecat sunteți nepotul. El n-a avut copii. Ce vreți, ce faceți, ce filmați? Păi să vezi eu de unde mă trag, doamne. Da, da, da. Eu de 80 de ani n-am știut de unde vin. Da. Da. Au fătrăit oameni foarte buni aici, foarte buni, foarte, gospodăroși. Of, era în rai aici, în rai era aici. Noi așa cum nu e rău, adică... Muștori. I-ați cunoscut? Da, noi 50 de ani am de când trăiți. Eu-s nepotul, nea Victor, nu bune. Da, da, da. Care oameni buni și dejutori, Ghedea Colera, Șchechea Vera, dejutori, dar ei nu au avut copii. Și au trăit, știți, așa s-au împăcat ei împreună, parcă erau ei doi copii. Da. Vă spun cinstit, dacă noi ieși, noi ieși am trăit, da, da. Noi suntem tot a patra generație aici, locuim, deci străbuneii mei, da, hai că de-am vorbim așa, străbuneii mei au fost polonez. Opa! Deci străbunelul meu a fost polonel, deci când am făcut cetățenii română, așa. De-am vorbim așa. E, așa. Când am făcut, deci atunci am descoperit că străbunelul meu era Carol, polonez. Da. Și străbunica mea era rusoaică, Olga. Bă, stai puțin, nu ne mai înțelegem. Dar și să mănânc sunt o de acolo, parc frate. Da, 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 el tot așa, uite, la zâmbet, tot așa zâmbit. Uitați-o și-o rămas din mâinile lui, ia uitați-o, și atât el cu... El a lucrat, deci el a lucrat la calea ferată. Hai că te bucură, leac. Hai? Te bucură, leac. Păi cum să nu... Bă, dacă... Zice că înainte de a-ți cumpăra casa, să-ți cumperi vecinii. Și așa că și eu, înainte de știi de casă, aflarăm despre vecinii noștri. Sunt vecinii mei. Păcat că e namol acolo. Cum poate să ajute bârza mea care și ea abia cu câțiva ani a ieșit din namol. Băi, dacă aș fi putut vorbi mai mult cu nașa asta de la Deva, ar fi aveam în momentul ăsta lămurite toate problemele. Povestea nașa tot. Chiriac? A? Chiriac? Da, avea o memorie, sora ei îmi povestea, sta și se închina. De unde le știe, ce zic, cum le știe pe toate, puneți-mi în minte. Da? Am de la ea suficient. Ce supărată trebuie să fi fost bunica când i-a plecat fata cu nepoții. Dai seama, a fost ușor lucru. Ăilalt, după cât se vede, rămân în daci. Le pun cap la cap și le notez. Dar eu văzut un document. Bă, dar văzut că zis aia, că eu știu tot, de fapt. Dar nu le aveai unite. Hai. N-am nimic să rad, nu-mi ia.
Ce, mă, terminai cu oarea gază? Păi ce terminai, mă, nu băgăm cu alea așa cum bași altădată. N-am băgat niciodată. Bă, între asta și asta e. N-am băgat, ține tu. A, vezi? Păi asta e coaptă? E coaptă acum. Dar acum, când ultima dată, ce se întâmplă? Sprijinim ceva în ea, să rup sau arcul. Da, mai face mama ieși. Ei, o să face. Ia un ciumac să rog, frază-mă în ușa aia. Da, stai. Dane, nu știu cum am fost până acum, dar acum sunt... Păi de ce? Bă, când m-am mai păcinște, bă, eu parcă eu... Bă, oprește-te, bă, din nou, stați-o și din treburi de ăștia. E o chestie mai... naturală și normală să se pune mai ceva. Nu nimic bun, nu mai știu. Ia, ia-o acum, da. Se mai întâmplă, mă, mai. Doamne, frate. Mie nu mi s-a întâmplat la București. Am vrut să fac fasole, ahnie. Așa. Și n-am, și n-a ieșit, că n-am fiert fasolea cât trebuie. N-ai mai băgat-o încă o dată? N-am mai băgat-o, că deja o făcuse. M-am mâncat-o așa. Cu ce așteptări ai, te-ai dus? Bine, ne-am dus. Ce-aș fi dorit era să... Cel mai bun lucru pe care l-am aflat a fost tantea aia vecină, care a spus, da, am văzut pe bătrânul Colea și pe bătrâna Sofia în această curte. Deci s-a realizat, eu știu, ca o, cum îi spunem la asta, hologramă, știi? O hologramă cu cei care erau pe acolo, săpau pământul, era gospodărie frumos, ea a avut un cuvânt pe care nici n-aș întâlni să spun că era aici ca un rai. Da. Asta pentru mine deja este ca un final. Te duci cu mâna aici, departe, o arunci în sus și mâna după aia vine, mărește pârghia și atunci o lansezi. Da, și trebuie să cadă drept. Ia uite. Păi nu vreau. Ce nu arăt? Aaa. Deci eu dacă sunt stângaci, o să dau greșit, nu? Păi de ce să dai? Eu dau pe stânga, eu sunt Banglia. Ia, deci încep așa, nu? Da, trebuie să dau de deasupra capului, așa? Bineînțeles, aleu! Păi la înălțimea ta treci până pământ cu ea. O să dau așa cu ea, de la tu spun. Dar și mai tare cu tot. Păi era deja despicat. Da, și trebuie să mai dau. Îl pui în cap, îl sprijin de un alt lemn acolo. Încă o dată? Da. Ridici pasta și te sui pe ea crește. Da, sigur, ia uite. Hai, bă, fă-o cum trebuie. Da, da. Hai. Nu, gata. Hai că... Lasă-o așa. Lasă-o așa. Bă, lasă-o așa. Lasă-mă, bă, lăsați-mă durerea. Lasă-mă așa. Bă, ăștia trebuie să stea legate aici, că nu se răsplece una. Păi, ții tu de ea, tataie. Nu, ce? Mă las să-mi fac treaba acum. Păi trebuie banda să o înfășor un pic pe după cablu și apoi o înfășor și pe după ăla. Mă pricep. Am ce mai făcut. Băi, eu asta am făcut Cocoloși. În facultate. Cocoloși. Eu asta le-am studiat în facultate cu banda adezivă. Băi, tată, ce dracu faci, bă? Nu e de ajuns, bă, asta nu rezistă, imediat să dezlipește. Mai dă-mi o bucățică. Băi, uite cum faci. Tu iei ăsta și îl treci pe după cârligul ăla de metal, îl înnozi. Să fie notat. Mai dă-mi o bucățică. Nu pentru lipiciul eu folosim. Acum... O folosim pentru... Acum am înțeles să-i... Păi desfă-o de acolo, nu lasă-o așa. Și pe aia. Băi, desfă-o când vin dragi. Lasă-o și pe aia acum dacă o pun să-i. Desfă-o. Mai dă-mă puțin. Desfă-ți. Te rog. Desfă ăsta, ridică-l de acolo. Dă-mi capul. Sui colo sus. Da, am înțeles să-i, dar eu nu voiam să fac așa. Vede că și faci și poți lucra. Suie-te, suie-te, că nu mai vreau să mai mă sui. Trage un pic așa ca să vină la mine. Dă mâna mai așa ca să ajungă la mine. Dă tu cu mâna acolo. Nu știi ce e asta. Ai făcut husă de telefon?
ce anume? Pusă de telefon. Păi da. Vezi că astea se fun pe bani grei, că sunt homemade. Da. Sunt făcute manual. Uite ce. Place cum se filtrează lumina aia acolo pe după stil. Păi mă, tata el și intră acolo o mișcare. Ce mă, îmi place mult. Uite ce frumos, da? Mai ales așa ascuns, ascuns de stâlp. Vei cum să fie în spatele stâlpului. Mai înapoi, mai înapoi, mai înapoi, mai înapoi, mai înapoi. Eh, uite așa. Bagă în cor. Bagă. Uite și se luminează treptele mișto. Mare! Te-i ciucolea așa. Uitați-te la mine, nu? Uitați-vă la mine, amândoi. Unul lângă altul, așa. Așa, unul lângă altul. Așa. Masa de Crăciun, uitați-vă la mine, da? Gata, atenție, nu mai vorbiți și 3, 2, 1. Și. Și. Perfect. Mulțumim. Acum o vedem când o mai developez, că uite. Hai, mă, cel mai bătrân pe aici. Stai, ești tu, bă, stai, 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 Tower. Adevărat? Adevărat? Bă, n-ai ce să-i mai spui. Taur de... Ce dracu să mai facă? Adevărat? Mamă, ce mare să te... Îl lăsa pe tata ta o zi întreagă și n-ar fi zis taur de prăzire. Iată, n-ai zis. Bun, bun, bun. Păi nu că îi făcea și aia, dar nu mai am să-i tip. N-aveai tu. Câte mutăm? Câte mutăm? Mutăm. La un moment dat, tot și tu și toată lumea o să fie uitați. Hei, țărână. Da, de acord. Paf. Da. A, că zici, mamă, vreau să fiu șmecher, să-și amintească de mine. Ce o să-și amintească? Peste 50, peste 200, peste 500 de ani. Da. Peste 1000 de ani tot uită. Hai, 2000, ești Iisus Hristos. Își amintește peste 3000 de ani. Da. Peste 10.000 tot numai. Da. Da, da, hai. Chiar așa. Normal. Păi dar tu accepti asta și gata. Acum cine, ce rămâne, cât, nu pentru totdeauna, pentru mai mult timp. O construcție, piramida. Da, uite, a rămas mai mult timp. Da, nu e veșnică. Hai, da. Zi-mi așa mie, gen un lucru, o chestie, de să nu uit cât trăiesc. Dacă vrei așa, ok, dar unul, nu 10. Mamă, no, că îmi pare rău de celelalte, de care nu le spun, de le elimin. Da. Bă. Că dintre toți ai mei, deci toți cei care depind de mine, să știi că te iubesc. Te iubesc și mai îmi spați o bătrânețe, așa. Cum să-i spun, cuvântul e greu să-i găsit, așa. Mai refăcut și mă faci să mă merit. Cum
Când merge lucrarea? Vine. Bă, măi, vezi că tu urmezi. Comunicăm, băi, comunicăm suflet cu suflet. Foarte frumos. Foarte frumos. Tu ai papuci picioare. Același lucru, zice mamaia că ea te iubește mai mult ca mine, dar nu cred. Nu poate. N-are cum.